Feel good? Yeah. Very good. Unde e sora? Nu știu. Sora, uite ce faci. Toaleta! Uite ce faci. Thank you pentru informație. România, bravo! Salută-l pe Corin. Salut, Corin. Nu este Corin. Care vrea să nu știu zonă. Sandwich-ul a fost bun, așa jetul a fost... Ne mai pomenește. Și drink-ul pe care o să o... De ce mă bucur că văd pe Pizzi? Eu așa. Eu așa cum am fost la vârsta asta. Pizzi este puțin... Așa găsiți că puteam să primeze... Obosit. Nu obosit, este gânditor pentru că el astăzi... Castă mi-l caut astăzi pe el. Mâine. Mâine. Da? Da. Business-ul. Business. Și a spus să relax business pentru că urcăm sus pe muntele Gheorghe. That's good. Și acolo relax total. Total. Nu. Un bian cappuccino. Happy birthday. Poftiți să mâncați prăjituri. Prăjituri cornulețe, oa. Number one. A trebuit să dea lecții de sorry. Da, știu. Casa lumea. Și am avut ce anume? Asta e nevasta mea. Nicoleta. Este? Pace Domnului de. Pacea Domnului. Asta-i sora noastră. De România. Ar trebui să zic că pace Domnului în Ungurești. Da, comentariu, că nu trebuie să ai comentariu. Azur radio, mec. One, two, three, four, five. Mă ascultați puțin, stând în cameră m-am gândit să schimbăm puțin programul. M-am gândit că dacă ne oprim acum și mergem la shop și cumpărăm ceva, luăm după noi pe munte și nu este bine, m-am gândit că este bine să mergem direct pe munte și acolo să stăm probabil până la ora 3:30, coborând jos, shop-ul trebuie să deschizi până la ora 5 și atunci putem ca să mergem să cumpărăm. Cine vrea vine pe jos, ținem autobuzul după noi și atunci avem totul de bunăvoie. E bine așa? E bine. Un alt lucru, mergem pe munte, o să vizităm o cascadă, să vizităm ceea ce e de vizitat, pe acolo ne uităm. Iar apoi aș vrea ca să ne adunăm într-un loc și 10 minute, un sfert de oră, să privim la creație, să medităm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a creat pentru noi și nu numai atât că a creat pentru noi, dar ne-a și pus stăpâni peste tot ceea ce a creat și se cade ca să-i mulțumim pentru toate lucrurile care le-a făcut și 10 minute, un sfert de oră vom avea un timp de meditație, de rugăciune și apoi coborăm jos. Bine? Mulțumesc! Cred că e pe cheie numărul, nu? La cafe. La cafe, dar motelul că sunt. Da, da, unde am fost cu fratele Vasile și mi-a spus că trebuie să plătim $6 de persoană pentru ca să avem breakfast. Deci am refuzat breakfast-ul și deci mâine dimineață mâncați în camerele dumneavoastră ceea ce aveți. Și dacă nu, păstrați numai pentru la lunch.
Dacă nu, dimineața vreau să mai cafea. A, păi la frate Corine, la Lunch, Hungry Jack, McDonald's, Kentucky, ce vreți? Ciuncă de Praga, costița fumată, salam de Sibiu. Eu cred că e mai bine să luăm câtă apă în gură de la munce până mâine și-i bun. Cine vrea să ia trecut să mănânce $6 de persoană. Deci, free, you are free, but trebuie ca să spunem din seară. Deci dacă cineva vrea să aibă mâine breakfast acolo, să-mi spuneți de seară ca să le spun doamnei cât sunt pentru acest breakfast. $6 de persoană. Dă-i mâncare, nu dai bani. Dai, dai, ce de bani dacă îi dau? Să gem mâncare. Dacă dau la Visa card, atunci avem. What do you want to say? I say you are... Trebuie la gata să plece ăștul înainte. Cum? Cum dai bani, înainte sau la gata? După ce ai mâncat în bani. Păi dacă nu așa mâncat, spune că nu a fost mâncarea bună. Înainte, înainte să dai bani. Îți dă și nevață-i după ce s-a dat. Spune că nu i-a fost bună mâncare. Ce rău. Că mă doare stomacul, nu-ți bună mâncare. O face la American Express, ăla la Visa. Da. I'm from the biggest city, Shanghai. Oh. Uite că este și ursa aici. A trebuit să ai două pietre la cine. Un pat al Micala, dacă l-ai călcat, poți să cere scoare cu mașina. Da? Eu am dat cu mașina, am făcut prăstirea, tot m-am sărit de la mașină. Numai n-am făcut, am fost cu pop, cumva, niște pierde. Când a dat, se mai ieșit de-a văzut la roți, spurat în sus. Când mergem mâine după masă spre casă, vreți să ne oprim la o farmă de cireșe? Da! Da, dar scoapte! Thank you! Că scoapte sau nu? Dacă scoapte, dacă ne oprim, să fim coapte. O fi cu 10 de mare. El știe! E driver! 10! Una la supermarket, $6. La piață, $6 la piață. La piață, 6. Deci, la piață, 6. Deci, la piață, 6. Mergem la cireșe, Dali. Ce tichila? Ce cireșe sunt? Nu știu. You pray? This is different camera. Deci dumneata ai lucrat la Anina acolo așa cu un prieten și ai compus o poezie sau el o compus o poezie? El o compus la topografie militară a fost. Și îți mai aduce aminte poezie? Păi mai aduc așa puțin ele, mai mă aduc. Putem să auzim și noi? Vrei să o împarți cu noi? Din Anina am plecat și spre munte am apucat, pe cărarea petrită, dar ne nimeni îndrumețit.
acolo când ajungeam, în cabană ne băgeam, în cabana pustiită, dar de purece înlocuită. Toată noaptea nu dormeam, cu purecii ne băteam și așa tare ne băteam, pe purecii îi piruiam. Nu începeam a dormi bine, până la cap simțeam că un șobolan rodea. Credeam că roade pâinea mea. Repede eu mă sculam, puneam brațe, apucam. Așa ne-am petrecut noi viața pe muntele Pleșiva. Da, cu pureci vă băteați, DTT-ul n-aveați? Da! Pureci! În 58 nu era DTT. Oai, mamă! Eu am făcut la topografie militară. Noi trebuie să mergem acolo ca heliotropari, să dăm lumină la vizor, la inginer. Și am fost cu un băiat, încă unul cu mine. Și el din Anina până acolo, noi trebuie să ne-am pe jos. Cât a fost? Și de distanță? Cam departe, a fost destul de departe. Ma azi am urcat și trebuie să dormim acolo. Deci inginerul că este cabana, dar cabana era pustită, că nu era nimeni iar și în vara. Și a fost purși. Nu dormeam. Vreau să dormim nescăpunat, în coare. Și ăsta a făcut poezie. El era electrician, Și cum de-ați învățat-o? Cum de-ați memorat-o? Ba, atunci eram tânăr. Și o țineți minte de atunci, așa acum? Da. Sau o repetați așa anual? Nu mai spune mie câteodată. Mai spune. Ca să vă aduc aminte de unde veniți. Da. Din ce greutăți. Că e bine când ce gândești când vine la greutăți. Auzi, am scat foarte bine. Fii atent, ba, stai, îți iau cuvânt. Da. Dar omul zău, uite că a venit de la greutăți. Când au ajuns în Australia, da, a lăsat, da, gata, s-a văzut la bine. Trebuie să ne gândim și cum a fost acolo. Auzi, avem... Atunci ne gândim și la Dumnezeu. Da, da. Avem o minge ajeră. În gara la Teiuș am stat o oară. Trenul, fac Cluj, și acolo o oară am stat. Și pe ăla tren se libera ăștia de la construcție, știi, militarii de la construcție. Și poezia am învățat-o, eu am stat aici și aici încolo. Ei cânta cântarea Târna Copul și Lopata, m-am învățat, mai rău ca și tata. Și la răsărit l-a pus 300 de roabe am dus. Numai două au fost camioane și mă băgară la închisoare. Trandafir de la Moldova, la noi nu s-a ajuns niciodată. Trandafir din Dorohoi. Uite, mirare, sunt cele 300 și prăpăstie. E poet omul, da, e foarte, foarte, foarte interesant. Când îți amincești așa cum a fost acasă, cum a crescut, foarte, foarte interesant. Cai, o ținușă cai, m-am mai mult voi cu să trăgă înainte și fac. Da, da, calul. Am ies mai încet. Calul e pentru muncă. Păi, bă, da, pentru mă auge că reușesc, dar nu auge geam. Oriunde, dacă puni la un buștean o perete voi, nu-l duci. Dacă o perete cai mai slab, îl duci. Fiindcă, de ce? De ce la cal să pune și forța? De ce nu spune un motor a doi boi cu cere sau șapte boi cu cere? Se pune a cal. E forță. Forță. Și câși 4 ani la noi, mulți români au fost împușcați în graniță. Da. Nu. Șoanele de ce? De ce de noi? Care au fost împușcați. Păi și mi-a împușcat. Eu ai mărit, e mie câți am mentodat. Și în anul ăla ori tras și în ăsta, în a noștri grănișeri pe acolo și-au fost în soldați, ruși ori tras. Și atunci ei au vrut să tragă înapoi și Dito a spus că nu, că dacă trag și ăștia înapoi, război atunci din nou. Și așa că și-au fugit până în sală. Eu nu știu, eu am fost la pichet. Ruși că ei au fost la voi la graniță. Am stat la pichet vreo... Și poate grănișerii voștri au vrut să fugă, atunci ăștia ori tras, ruși. Cum să fugă pe licen militar în termen pus la graniță la fașină? Mai este care au fost vrut să treacă, mai știi tu. Da, dar știu că mulți... Atunci degeaba și treșei. E cetăție înapoi. Da. Nu, care au putut să ajungă până în Italia, acolo, nu l-au mai dat înapoi. Care au putut să fugă până acolo. Dar nu în Iugoslavia, dacă ai trecut în Iugoslavia, ce-a dat înapoi.
orice cum s-a făcut. Și poate ori mare. Și am pec ești la Chișinău. Da, la ăsta, la Oradea, la... Aici o pot urca? Aici e mama șerpilor. A, nu, aici e șerp cu clopoței. No, aici șerp. E crocodil. Da, crocodil nu se aici. Ba, este. Cu aripi. Crocodilul e în vale. Dar nu ochelari. Eu descep, știi? Și mă duc la bancă și mă duc la notariatul de stat, îi procură ca să ridice nepoată-mi pensia, că a rămas orfan, fără tată. Și trebuie procură de aici. Da. Mă duc la notariatul de stat și zic că nu puteți să-mi faceți procura pe un an. Că nu știu, pingi ori luă 40 de mii, face procura pe un an, știi? Dar ea nu zice nimic, fata aia, râde, știi? Era tânără, știi? Când mă duc la Deva... Și scrie jos, taie aia și scrie ea jos, 6 luni. Păi zic, doamnă, zic, ce-ați făcut? Păi stai, zice, nu așa, zice, că la noi nu-i valabilă procura numai 6 luni. Păi, dar de ce? Păi ea, ca să nu mă ofensează pe mine, zice, mea ta trăiește în Australia. Acolo-s mulți cani. Crocodil, rechini, te poate mânca, nu că mor, știi? Numai că mă poate mânca un cangur, un crocodil și noi dăm pensie aici. Nu, nu, numai 6 luni e valabil. Dar ce, ai pensie acolo? Da. Și aici ai declarat? Ce? Că e pensie de acolo. Dacă e mică. Păi cum, dacă e mică? 400 de dolari. Dar fiu, de aceea. Eu nici n-aș fi, aș încurca. Ce să te încurci? N-ai ce să te încurci, dacă e ordin așa și lege așa? Ce? Nu-i lege. Cum nu-i lege? Dar cine îți place dacă nu-i lege? Pentru 30 de dolari nu face nimeni. Nimeni nimic. Absolut nimic nu face. Nimeni. Nu-i ceva, lună? Ce? Ce? Ai voie să câștigi 30 de dolari pentru săptămână? Exact. E micuță, e mai ușoară. Toți împreună să nu ne rătăcim și veniți după mine, vă uitați după mine și copiii să stea lângă mama și lângă tata. Da? Unde mi-e Teodor acolo? Hai să te iau în blate. Mama, să stea lângă mama și lângă tata. Lăită și când ai dat. Hai pe nu, că după ce ne facem acolo sus vom face sau aici unde ne vedem. Nu că a fost. Asta e cealaltă.
Jeez. Fantezist. Uite aici așa ce priveliște, ha? Yeah. Ce? Spunea unul ce peisaje, nu peisaje. Jeez. Ce avem aici? Pe drum înapoi și mergem în partea asta altă, dar mergem pe unde am venit. Hai, Johnny. Haideți. Hai, Johnny. Poți să te duci să filmezi direct de acolo în jos. Da, da, da. Jeez. Okay. Yeah, așa. It's a worry, isn't it? Yes. Who do you want to take a picture of? Us or you? That's come on, Dad. $25 camera that I've had since. Yeah, it was. Alea sunt ferme acolo. Da. Sunt ferme, uite. Localități să facem mai muntelui. Mai mult ce mai. Ai două fete acasă. Stai cu fete. Something the fool just said. Stai cu fete. It's only a short drop. Stai cu fete. I mean, mami. Mie mi-e frică, eu... Dar ce, că nu-i nimic aici? Oh,
Jack the camera. Don't make him laugh or anything. Wish him go. Drumeția, drumeția! Be careful. This is very important head. Which one you like? Stay there. They go. Stay there. No, don't worry, we reach there. Yeah. Look there. Very nice. So why do you like this place? Okay, you can come towards me now. What you wrote there? Our names. Okay. Yeah? Yeah. Put your hand down. They're probably here. You can go there too. Ready? Yeah, well, I have to stay on my face. Just put a shaker. Photo all of them, she needs to. Ready? Mommy, look at the camera. Camera. Yeah. Are you gonna look at the camera? Yeah. Hi, Andre, if you like to. Then I have a photo of the cats. That's funny. Ming? Yeah. You want to go close? No, I didn't put in camera. Yeah? We have four of them. You see? Yeah. You see? Oh, yeah. Little mountain got this in it. Yeah, you see? And then we bring some seeds and they will come to your hand. Yeah.
come on. Okay. Yeah, you can come. Second time when you want to lose it. Să filmezi în jos. Super. Ming Ming? You like? Yeah. Beautiful. That's good. Look, Elizabeth. You have to have it here. It's opposite. Yeah. Cheers. Cheers. Say cheers. Say cheers. Da, atunci beau și eu, cu toți. Că e flașa, e flașa proaspătă, că am luat-o de la biserică și mi-a rămas. E numai cald, nu cald, poți să frigi, că gen... Da, și-a plăcut, am văzut? Și natura frumoasă. Ming! No, yeah, you lose it. Look at that. Huh? You like it? Yeah, it's nice. Nice? Natural. Nature is very beautiful, isn't it? I'm scared. You see? You see? Mm. I win, huh?